Bine v-am găsit la partea numărul 2, unboxing Shein. Mai avem aproape o cutie de arătat. Prima parte ați văzut-o deja ieri. O să vă las un link ceva prin comentarii sau prin descrierea acestui clip în cazul în care nu ați văzut prima parte. Următoarea chestie din cutie. Începem. Încă un shorts, bine că v-am spus că trebuie să-mi iau și eu ceva shorts-uri în viață. Am zis că momentan cu două este mai mult decât suficient. Ăsta, wow, fii atentă că are și de asta impermeabilă pe dedesubt. Tot așa mai pe gen rochiță e, numai că e mai simplu decât celălalt, a fost vreo 4,50 €. Are și ceva danteluță pe aici, asta nu chiar dă pe spate, eu vreau să fie așa în pătrățele. Tot așa la spate se închide foarte bine, adică are chestia asta de susținere la spate. Are buzunărașe și față de celălalt, repet, că are chestia asta impermeabilă, adică e destul de făinuc pentru 4 €, deci eu vă rog frumos. Ăsta vine cu bretelele așa pe umeri și are aici volănașe. Super drăguț și ăsta. Bun, am aici o rolă din asta de sticăre. Nu o să o deschid pentru că de ce să o deschid acum? De ce? De ce deschid-o? Am deschis-o! O rolă de sticăre cam așa. Eu folosesc sticărele astea pentru borcane, ca să etichetez borcanele de conserve. Gem de căpșuni din vara lui 2023, ca să mă înțelegeți. Așa că pe astea le folosesc, îmi plac destul de mult, am recumpărat. Ce am aici? Stai că s-a prins o instalație pe aici. Ce e asta? Că eu nu mai țin minte ce era asta. Să-mi explice cineva, așa, am două bucăți de din ăsta. Ah, ok, sunt niște etajere. Începem cu organizarea pentru dulapuri. Am luat etajerele astea pentru că mi s-au părut destul de faine pentru, repet, organizat în dulapuri. Stați așa ca să văd dacă reușesc să montez aici situația, să exemplific. Uite, așa. Pur și simplu le pui în dulapuri sau în frigider, rămân așa și de dedesubt poți să pui ceva și deasupra la fel poți să pui tot așa altceva. Să, zicem, economisești, să profiți spațiul din dulapuri la maxim. Am luat evident două, că nu am putut abține. Două sau trei, cred că decât două am luat, în fine, dacă am mai multe vă zic pe parcurs. Fiecare 3,50 €, cred că am luat mărimea cea mai mare ca să-mi intre dedesubt. Asta e mai mică? Nu, aceeași mărime am cumpărat. Deci astea sunt bune și pentru frigider și pentru un dulap. Dacă vreți și sunteți interesați, vă arăt când o să încep cu organizatul pe la bucătărie cum le folosesc. Lui Baby, 3,50 € pentru la căruț. Să-i pun în căruț un săculeț din ăsta, că se poate numi săculeț, de vară. Protecție pentru căruț. Și acum nu văd pe unde s-ar deschide protecția asta pentru căruț. Foarte ieftină și văd că e spumată așa, adică are spumă, e moale la atingere. Are și două fețe, dacă vrei să o pui pe negru sau dacă vrei să o pui pe griul ăsta cu steluțe. Repet că este super moale și mi se pare absolut genială pentru 3 €. Mi se pare destul de ok. Bun, hai să vă arăt. D-astea am luat o grămadă, fraților. Să te saturi, Elena, 4 mai exact am luat. Hai să le scot pe toate, că astea ocupă mult spațiu. Astea sunt niște organizatoare pentru farfurii și pentru castronașe, dar pe vertical. Adică nu să le pui una peste alta farfuriile, ci să le pui vertical. Așa, am luat două ca să pun farfuriile mai subțirele, nu alea de ciorbă, alea pentru friptorică, pentru orezut, să mă înțelegeți. Dă-se așa, am două și mai am eu două în casă, numai că sunt pe albastru și am zis, bă, cu 4 cred că merge. Dacă văd că mai duc lipsă, mai cumpăr, că sunt ieftinele. 2,75 € astea și îmi se pare că 3 € astea pentru castronașe. Tot așa să pui castronașele în unul altul sau farfuriile de ciorbă, că sunt mai adânci, știi? Așa că am luat două cu două, să fie bine, să nu fie rău. Dacă vreți video cu organizatul, Elena face, cum să nu. Am luat prosopele din astea pe care le înfăjori tu așa, le faci rulou și să nu mai cumperi prosoape de alea de hârtie de bucătărie. Mă rog, în fine, asta rămâne de văzut dacă pot trăi fără alea, că eu le mai folosesc și să
să absorbă uleiul și așa mai departe, dar și astea mi s-au părut faine, uite, vin așa, le un fășor tu gen așa și scoți unul câte unul, uite ce frumos, sunt din microfibă, mi se pare destul de ok, pentru la bucătărie mi s-au părut super ieftine, adică 2,50€, 10 prosopele din astea, zic, what? Stai așa că iau și eu să văd cum stă treaba și dacă văd că merge bine treaba cu ele, uite câte sunt. Adică ai de șters blatul la bucătărie, dulap, o grămadă de chestii. Eu cred că merită, adică e destul de ok treaba. Vă țin la curent. Apoi, tot o chestie de organizat. Hai să văd unde e cuțitul acum, că totuși, chestia asta de organizat, dulapul sau frigiderul, am luat decât una. Intenționez să mai iau una dacă asta este o reușită sau am luat două. Hai, tăticule, că am luat direct două, cred că. Una pe alb și una pe transparent, așa. Stai să vă zic imediat ce am făcut. Bun, asta este pe alb și am luat-o pentru dulap, cred că și cea transparentă pentru frigider, sau invers, vedem noi. Pur și simplu, e un platoaș cu o bază rotativă, după cum vedeți, și mi s-a părut absolut minunat pentru ținut sticle, condimente și altele, pentru că le ai pe toate la îndemână, stau într-un singur loc și nu mai stai să vezi, au, ce am în spate la sticla aia, am uitat de ea, nu. Aici rotești toată nebunia și vezi toate chestiile pe care le ai în recipientul ăsta, gen, eu știu, sosuri, mă înțelegeți, muștar, ketchup și așa mai departe. Asta pe o parte și am mai luat una, eu v-am spus că nu m-am putut abține. Asta a fost 5 euro. Iar asta la altă, da, că e pe transparent, asta a fost mai scumpă, cred că. 6 euro, nu mai țin minte, dar pe acolo au fost amândouă. Asta la 5 euro e mai mare decât cea la 6. Numai că asta e mai fancy, e transparentă, eu știu. Și asta puteai să-i cumperi și piciorușe și era pe etaje, gen 3 etaje puteai să faci din ea. Dar am zis, stai să cumpăr prima parte, adică baza, și după aia văd eu cât de rezistent e plasticul și cumpăr să fac 3 rânduri de etajeră. Văd că e destul de ok, adică pare genul ăla de recipient din metraclirat. Mamă, ce mi se plimbă limba în gură. Deci e destul de ok, deci mă... Cu deciu v-am omorât. S-ar putea să cumpăr și restul. Să fac cel puțin cu 2 etaje. Uita ce faină e. E mult mai fancy. Asta e simpluț plasticul. Asta e mai rezistent, dar e mai mic, repet. Asta e odată mai mărețel. Așa, astea pentru organizat. Vedem noi ce și cum le utilizăm pe unde. Iar ultima chestie din cutiuță e o altă cutiuță. V-am terminat, este o altă cutiuță în care nu mai țin minte ce am comandat, le-au pus-o ăștia în cutie. S-ar putea să fie ceva de organizat sau cine este aici, am un șir. Fii atentă ce fancy vine! E un castronaj de pus pe marginea la blatul de bucătărie agățat de o ușă și să-ți pui tu resturile. Știți că eu toată ziua, bună ziua, mă duc la găini să le dau resturile de la mâncare, gen coji, legume, ce mai rămân. Am zis să fie totuși situația fancy și să cumpăr găletușa asta, că practic e o găletușă. 3 euro a fost, am zis, ok, e super ieftină. De agățat așa o să iau o imagine de pe site-ul lor să vă arăt cum ar veni, ca să exemplific o situație și da, am luat-o și pe asta. Și gen, ăsta a fost marele haul, marele unboxing, ce am mai cumpărat de pe Shein. Nu mă pot abține când vine vorba de organizare, recipiente și așa mai departe. Nu cumpăr numai de acolo, că mai am problema asta și când mă duc în magazine, dar da, se fini. Asta a fost tot cu deschiderea de pachet de pe Shein. Dacă vă interesează ceva în mod special, îmi spuneți în comentarii și cu mare drag vă răspund. V-am pupat, să aveți o zi minunată în continuare!